Din surse demne de încredere care au dorit să-și păstreze anonimatul, asta este sintagmă des folosită de către Igor Boțan, vă Așa, cit aici, așa. știu că încă în primăvară, în BNM, se discuta scenariul lichidării acestor trei bănci, BEM, Banca Socială și Unibank. Se discuta despre acest lucru. Și din câte cunosc, în acea hotărâre secretă, în afară de acordarea ajutorului, era vorbă și despre lichidarea posibilă, lichidarea acestor bănci. Am înțeles că nu ne puteți da toate detaliile, dar în cazul în care urmau să fie lichidate, pentru ce trebuia de introdus bani din contul oamenilor pentru a acoperi o gaură care a fost făcută de grupuri Dar de persoane în am interesele spus lor? foarte clar. Pentru tocmai a proteja depunerile la zeci de mii de cetățeni din Republica Moldova, care nu au nicio vină, dar absolut nicio vină, pentru acest management defectuos, fraudulos, pentru faptul că unele instituții ale statului nu și-au făcut datoria, nu au prevenit, nu au monitorizat, nu au intervenit la timp, atunci când se putea preveni ca acest bulgăre să ia, uite așa, proporții. Deci acești oameni, și vă spun încă o dată, sunt zeci de mii de cetățeni ai Republicii Moldova care cinstiți și-au câștigat acești bani. În ceea ce privește soluția de mai departe, care ar fi? Închiderea, identificarea altor soluții. Iată, Lichidarea poate tocmai fi exclusă. nu poate fi nimic exclus. Ați văzut un document prezentat de către donatori pe diverse capitole și dacă vă uitați pe capitolul sistemului bancar, ei eventual sugerează această formulă, că ar fi această formulă unica posibilă, că ar fi și alte soluții. Pe asta trebuie să vină în mod special Banca Națională, dar și cu Dar dacă anumite băncile vor fi instituții. lichidate, ce va fi cu banii oamenilor care au fost furați? Deci, Natalia, nu vreau să discutăm acum ipotetic, pentru că e un subiect prea important pentru societatea moldovenească, pentru economia moldovenească, pentru sistemul bancar. Trebuie să facem acest lucru într-o manieră foarte responsabilă. Și nu-mi rămâne decât să cer și pe această cale autorității, în calitatea mea de deputat, să vină cât mai urgent în forul legislativ și să prezinte acest plan de acțiuni, să prezinte soluții, să le dezbatem, dacă e nevoie de, bineînțeles, de implicarea și partenerilor noștri din străinătate care sunt gata să ne ajute cu soluțiile. Noi nu suntem nici primul stat unde așa ceva s-a întâmplat. Ultimul exemplu e Bulgaria, unde breșa a fost și mai mare. Bine, dar ipotetic, în cazul în care vor fi lichidate aceste bănci, Nici ipotetic, măcar, nu vreau noi să putem discut, spera fiindcă. ca banii vor fi întorși. Păi de asta vă spuneam că unul din avantajele acestei companii Kroll este nu doar, răspunsă nu doar în faptul că se va preocupa de investigarea cine a furat și unde s-au dus banii, dar ei au o experiență foarte bună de recuperare a acestor active, resurse care au dispărut din băncile respective.